Bine te-am găsit din nou. Am pregătit aici pentru tine câteva verbe importante în limba germană. Și după cum ești obișnuit, eu am scris cuvântul german cu negru, cu albastru, așa cum îl pronunțăm, și cu roșu este traducerea în limba română. Așa că, hai să vedem care sunt câteva dintre ele. Importante de altfel. Anrufen, a telefona. Arbeiten, a lucra. Încearcă râul să nu îl pronunți atât de puternic ca și în limba română. Pune pentru a exersa, ia o gură de apă, du-te în baie și fă gargară și ține minte unde ții limba în gură când faci gargara. Și exact așa trebuie să ții limba în gură când pronunți râul german. Backen, a coace, bleiben, a rămâne, brauchen, a avea nevoie. Tu asculți prima dată, sunt numai 2-3 minute, apoi lași să meargă și cu voce tare repeți totul după mine. Bringen, a aduce. Essen, a mânca. Fahren, a conduce. Finden, a găsi. Fragen, a întreba. Geben, a da. G și E îl citești G ca la Gheorghe. Haben, E-ul înainte de N, E. Helfen, hören, auzi. Kaufen, a cumpăra. Kommen, a veni. Leben, a trăi. Nu citești leben, pentru că nu spune niciun neamț. Leben. Lernen, a învăța. Lesen, a citi. Exact așa nu spui lesen. Spui lesen, a citi. Lieben, a iubi. Un cuvânt foarte frumos. Machen, a face. Nehmen, a lua. Schreiben, a scrie. Schlafen, a dormi. Sehen, a vedea. Și hai, ultimele 5 cuvinte. Sein, a fi. Sprechen, a vorbi. Spielen, a juca. Trinken, a bea. Werden, a deveni. În speranța că am putut puțin să te ajut, îți doresc mult, mult, mult spor la învățat. Doamne ajută!